Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe data de 27 august 1916, România intra în primul război mondial. Până atunci, România nu a avut statut de țară combatantă, beligerantă. Dar în momentul respectiv, în momentul 1916, România a intrat în primul război mondial, declarând război Austro-Ungariei. Nimic special până acum. Partea specială în toată această istorie este faptul că România în acel moment era condusă de regele Ferdinand. Ferdinand I, care se urcă pe tronul României la 10 octombrie 1914, după moartea unchiului său, regele Carol I. Carol I este cel care a gândit România modernă. Vă amintiți din vremea lui Cuza, românii și-au dat seama că nu sunt capabili să se conducă singuri, cel puțin pe vremea aceea, nu știu dacă s-au schimbat foarte mult lucrurile acum, și-au chemat un rege neamț care a pus la punct inclusiv sistemul bancar, sistem de sănătate, transporturi, infrastructură, tot ce era nevoie, pentru că România până atunci arăta ca un sat. Deci România intră în război condusă de Ferdinand I împotriva nemților și Ferdinand era neamț, cu sânge de neamț. A ales să lupte de partea aspirațiilor poporului care l-a adoptat și anume de partea românilor, ceea ce l-a făcut să fie supranumit Ferdinand cel Loial sau Ferdinand Întregitorul, pentru că decizia lui a dus la unirea din 1918, la Marea Unire din 1918, pentru că Mica Unire era deja făcută. Stăm de vorbă prin telefon pe această temă cu domnul Ioana Saftei, prezbiter la Biserica Creștină după Evanghelie din Suceava. De ce credeți că Ferdinand a decis, împotriva chemării lui de sânge și a legăturilor de sânge, a decis totuși să intre în război împotriva neamului lui, împotriva nemților? E o personalitate marcantă a istoriei și cred că deasupra legăturilor de sânge a rămas fidel chemării pe care a avut-o și a destinului pe care l-a avut în istorie, aceea de a urma chemarea românilor și a rămâne fidel principiilor sale. Cred că este un exemplu pentru conducătorii de atunci și pentru conducătorii din zilele noastre de a rămâne fidel și de a nu accepta cu ușurință compromisul. Pentru că pentru el cred că idealul era ca să conducă destinele unui popor spre unitate națională care a fost dezideratul întregului neam românesc. Mă gândesc oare unde ar fi fost România acum dacă rămânea sub monarhie, sub conducere, sub conducerea regilor. Nu, eu nu sunt nici monarhist, nici comunist, nici socialist, nici de nicio culoare. Sunt apolitic și prin faptul că sunt jurnalist, dar și prin convingerile mele proprii. Dar mă gândesc ce ar fi fost, unde ar fi fost România acum dacă ar fi fost conduși, de exemplu, ca Marea Britanie de o monarhie. Consider și eu, fără a extrapola discuția noastră și a o aduce pe terenul politic, cred că alta era fața României, atâta timp cât principiile de conducere și normele de viață erau inspirate din Cartea Sfântă și, pe de altă parte, atitudinea noastră față de proprietate ar fi fost cu totul altfel și dezvoltarea țării din punct de vedere social, economic, ar fi fost înfloritoare. Înainte de a intra exact în subiectul pe care vreau să-l discutăm legat de acest fapt, aș vrea totuși să mai rămânem puțin la primul război mondial, pentru că spuneați dumneavoastră despre dezvoltarea datorată, dezvoltarea pe baza principiilor morale inspirate de Biblie. Primul război mondial a dărâmat o lume. Într-un fel, al doilea război mondial doar a nivelat ce a dărâmat primul. Începând de la ținută, începând de la obiceiurile bune, erau și atunci multe, lumea era la fel de păcătoasă, deci progresul civilizației nu a lucrat la moralitatea omului, ci doar Hristos prin Duhul Sfânt. Dar erau totuși alte principii morale atunci. Observăm în societatea vestică, în special, care a avut ca bază de dezvoltare a principiilor în societate, principii care au ca suport Sfânta Scriptură. Observăm că acele națiuni s-au dezvoltat din punct de vedere economic. Este foarte adevărat, așa cum ați remarcat, nu progresul social aduce o stare de moralitate.
Dar una peste alta trebuie să recunoaștem că societatea sau regimul autoritar, totalitarist, care a ținut România în timp de 50 de ani, a deformat foarte mult fibra națională a neamului nostru. Și nu numai, pentru că eu consider că atâta timp cât noi am fost sub alții, asta a produs o deformare a caracterului nostru, proliferând corupția, proliferând superficialitatea, anumite tare care le observăm și astăzi și care, din păcate, sunt ridicate uneori la rang de virtute. Vreau să discutăm în episodul de astăzi, vreau să discutăm pe marginea deciziei regelui Ferdinand I de a angaja România în primul război mondial împotriva Austro-Ungariei, o paralelă care sper să nu fim acuzați de spiritualizare prea forțată, și anume, el era cetățean al României, rege al României, dar era de etnie neamț, a fost crescut în Germania. Era din dinastia Hohenzollern, dar din familia Hohenzollern, pentru că n-a fost o dinastie. Dar la fel și noi suntem cetățeni ai acestui pământ, în România, în Austria, în America, în Rusia, în China, oriunde ne-am aflat, creștinii mă refer, creștinii, cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos în mod real și adevărat, și totodată suntem cetățeni ai cerului, ai altei lumi. Dumneavoastră sunteți cunoscut ascultătorilor noștri prin emisiunea Civilizații Paralele. Într-un fel, noi trăim în civilizații paralele. De ce credeți că este important pentru noi să ne respectăm și angajamentul ca și cetățenii acestei lumi, dar, în primul rând, angajamentul de copii de Dumnezeu? Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Fără să spiritualizăm, noi suntem cetățeni a două lumi. Pe de o parte, suntem cetățeni loiali statului și țării în care ne-am născut și trăim, și apoi suntem cetățeni ai unei alte împărății, a unei alte țări, țara eternă, țara de sus. Ce vreau să spun este că noi trebuie să fim fideli, pe de o parte, ca cetățeni în țara în care suntem născuți, români în special, sau de altă naționalitate. Dar să nu uităm că noi suntem chemați să fim cetățeni fideli ai celelalte împărății. Acum, cele două în lumea aceasta suntem între două confluențe, ca să spun așa. Pe de o parte este împărăția lui Dumnezeu și pe de altă parte este împărăția celui rău. În țara în care trăim, noi trebuie să aducem și să trăim după principiile împărăției lui Dumnezeu. Într-o țară în care există corupție, într-o țară în care există imoralitate, într-o țară în care există atâta păcat, noi trebuie să trăim după principiile împărăției lui Dumnezeu, a lumii lui Dumnezeu. Nu este ușor lucrul acesta, dar la aceasta suntem chemați, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus așa: voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Poate uneori cuvintele acestea și-au pierdut rezonanța, poate uneori le pronunțăm cu prea multă ușurătate, dar acesta este cuvântul Domnului Iisus și acesta este mandatul care ni s-a dat și acesta este standardul pe care ni l-a pus Dumnezeu înaintea noastră. Și în aceste două împărății noi trebuie să fim... să fim sare și să fim lumină. În altă ordine de idei, eu consider că noi trebuie, în împărățiile acestea amestecate în care suntem, noi trebuie ca să ne comportăm ca și copii al lui Dumnezeu și uneori suntem neacceptați de cei din jur. Și Domnul Iisus ne spune: nu vă mirați că vă urăște lumea, pentru că l-a urât și pe el. Pe el l-au răstignit pentru că le-a spus că sunt copiii celui rău. Noi trebuie să fim într-un fel, deci trăim într-o societate, ne desfășurăm activitatea în mijlocul oamenilor, dar principiile noastre de viață trebuie să fie deosebite, trebuie să fie diferite. Nu ne putem închina la oaltă, pentru că, aș putea spune, chiar dacă oamenii vin și spun că ne închinăm aceluiași Dumnezeu, da, e adevărat, dar Domnul Iisus spune tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu și născut din Dumnezeu.
Diferența pe care, diferența pe care noi o facem în închinare este, noi ne închinăm doar Creatorului, nu creaturii. Inclusiv Maica Domnului, Biblia spune despre ea, binecuvântată ești tu între femei, ți s-a făcut mare har. Inclusiv sfinții care au încercat să trăiască ca și sfinți, dincolo de cultul icoanelor și cultul moaștelor și cultul morților. Nu, diferența cea mare se face cui te închini, Creatorului sau creaturii. Creator este doar Dumnezeu, Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Restul sunt creaturi. Și pentru că am spus că în, în societatea în care trăim și având într-un fel exemplu regelui Ferdinand, care a fost fidel unor principii, deși legăturile de sânge îl chemau să aibă o altă atitudine, el a rămas credincios acestor principii. Oare ce ar fi fost dacă, dacă Ferdinand ar fi ales să trăiască ca și rege neamț în România, dar să trăiască la fel ca și românii? Spus, era o, o glumă. Ce au învățat nemții când au venit în România? Au învățat că merge și așa. Exact. El a încercat să aducă cultura unui popor civilizat în cultura noastră, să o implementeze și să, să schimbe mentalitatea noastră ca popor, sigur că da, pentru că nu trebuie să ne fie jenă să, să recunoaștem ce este mai bun și să asimilăm ce este mai bun din cultura altor popoare, pentru că oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului au preluat elemente de cultură și le-au adus în, în, poporul, în poporul lor. Spuneați că este un principiu de bază pentru noi, este să fim loiali țării în care suntem și Ferdinand a fost loial României și a luptat împotriva celor de un sânge cu el. Dar până unde merge limita loialității față de țara noastră de pe acest pământ și în contextul în care parcă sentimentele religioase sunt tot mai abrutizate, în special de islamiști care le duc la maxim și care nu mai au niciun fel de, de supunere față de nicio autoritate din lumea aceasta, ci doar de legea lor. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte faptul că există totuși o limită a loialității. Și spunea Părintele Constantin Noica, țara noastră nu este cea în care ne-am născut, nici cea în care viețuim, ci cea care va să vie. Unde este limita loialității? Noi ca și creștini, așa cum am spus, trăim în două împărății care sunt în opoziție, care sunt în contradicție. Deci este o împărăție care luptă cu metodele celui rău, cu metodele diavolului, care folosește, așa cum ați spus, răutatea, brutalitatea, ura, violența, intoleranța. Cealaltă împărăție, care este împărăția Domnului Iisus și care se întinde pe tot pământul, și mai frumos împărăția aceasta este în noi, luptă cu dragostea, luptă cu Evanghelia, luptă cu iubirea față de aproapele până la jertfă de sine, luptă cu adevărul, pentru că acestea sunt armele pe care le-a folosit Domnul Iisus, care a instaurat împărăția aceasta și noi suntem ostași în împărăția Lui. Linia de demarcație trebuie să fie foarte clară, chiar dacă vrăjmașul vrea să o facă uneori imperceptibilă și să amestece și să tulbure sistemul de valori a credincioșilor. Există o limită, de exemplu, probabil că era o glumă, trebuie să plecăm din Uniunea Europeană până când homosexualitatea nu devine obligatorie. Există o limită dincolo de care nu putem să ne mai supunem autorităților de pe acest pământ. Care este limita? În momentul când ni se va cere să acceptăm homosexualitatea, să fim de acord cu tot felul de practici ciudate, ce trebuie să facem? Noi știm că istoria este guvernată de Dumnezeu și Dumnezeu va întoarce ultima fila istoriei. Statul și biserica sunt două entități separate, chiar dacă ele coexistă împreună. În momentul când nouă ca persoane, ca indivizi, ni se vor cere anumite lucruri care sunt în contradicție flagrantă cu Scriptura, eu trebuie să am curajul hotărât să spun nu. Noi ca nație, noi ca popor ar trebui să avem coloană vertebrală și prin liderii care ne reprezintă atât la nivel național cât și la nivel european să poată exprima public acele principii și să dezavuăm
acele practici care sunt contrare normelor Scripturii. Atâta timp cât mi se cere să fac lucruri care sunt împotriva crezului pe care îl spune Scriptura, atunci eu trebuie să am curajul cu riscul de a mă asuma chiar persecuția, chiar moartea. Moartea, sigur că da, să spun nu, eu sunt loial Domnului Iisus. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar înainte de aceasta aș vrea să vă rog în lumina Scripturii să ne zugrăviți puțin cetatea cerească, patria noastră cerească. Cum vă gândiți dumneavoastră la cer, la destinația noastră finală, la cetățenia noastră din ceruri, așa cum spune frumos Apostolul Pavel? Cum ați zugrăvi-o, cum ați descrie-o? Cetatea cerească în câteva cuvinte o avem descrisă în Cartea Sfântă, dar una peste alta este legată de prezența lui Dumnezeu, de prezența Mântuitorului. Tot ce este legat de Dumnezeu se va găsi acolo. Dragoste, armonie, frumusețe, pace, liniște desăvârșită, prezența lui Dumnezeu care ne va încununa pe toți, o lumină care ne va călăuzi, o lumină care nu se va stinge niciodată, prezența lui Dumnezeu care este permanentă. În lumina aceasta privesc cetatea lui Dumnezeu ca un lucru pe care, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, la inima omului nu s-au suit și mintea omului nu le poate înțelege. Sunt foarte impresionat de faptul că ați definit cetatea cerească prin cuvântul prezență. Și mă gândeam, de exemplu, la doi tineri care se căsătoresc și poate încep de la nimic, de la lingură și furculiță, așa cum am început mulți dintre noi. Dar nu contează, este vorba de prezența celuilalt. Așa este. Nu contează lucrurile din jur, nu contează ce am, ce n-am, ci contează prezența. Și mă bucur foarte mult că ați legat descrierea cetății cerești de prezența Domnului nostru acolo. Dacă îmi permiteți, am avut o discuție cu doi credincioși de o altă factură religioasă și au încercat să-mi spună că crezul pe care îl am nu este cel bun, nu este cel scriptural, că împărăția lui Dumnezeu este într-un loc sau altul. Și le-am spus așa, dragii mei, puțin mă interesează unde este împărăția lui Dumnezeu ca și locație. Ce-mi doresc este să fiu în prezența lui Dumnezeu, că este într-o parte, că este în alta, vreau să fiu lângă Dumnezeu. Și atunci sunt absolut convins că totul este formidabil, că totul este deosebit dacă sunt în prezența lui Dumnezeu. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care nădăjduiesc, tânjesc, plâng și așteaptă cetatea cerească, acolo unde suntem cu adevărat cetățeni. Împreună cu toți ascultătorii noștri care doresc să se unească cu noi în duhul acestei rugăciuni. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ești împăratul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ai venit pe pământul nostru unde este atâta păcat, unde este atâta murdărie să instaurezi împărăția ta. Îți mulțumim, Doamne, că ai instaurat împărăția ta în inimile noastre, în ființa noastră. Îți mulțumim, Doamne, că tu conduci istoria și în desfășurarea ei, în planul tău în istorie, te vedem pe tine, Doamne, și îți vedem metodele tale. Doamne, vrem să respingem metodele celui rău și să fim, Doamne, să ne placă de tine, să ne îndrăgostim de tine, Doamne, să trăim în lume după învățătura ta și în lumea aceasta, Doamne, să putem duce metodele împărăției tale, modelul tău, Doamne, să fim cu tine, să fim ca tine, să ne înveți, Doamne, ca să iubim pe aproapele nostru, să ducem, Doamne, dragostea ta la o lume care este încrâncenată, care este divizată, la o lume care este sfâșiată. Doamne, binecuvintează țara noastră, adu liniște și pace, Doamne, adu frică de tine, ajută-ne să ne mărturisim păcatele ca neam, pentru ca tu să aduci vremuri de înviorare. Ferește-ne, Doamne, de conflict, binecuvintează Europa,
Ajută-ne, Doamne, ca să putem împreună să aducem împărăția Ta pe pământul acesta. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim și te rugăm, ascultă-ne. Amin. Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Ioana Saftei, prezbiter al Bisericii Creștine după Evanghelie din Suceava. Am vorbit despre faptul că pe data de 27 august, 14 după stilul vechi, 27 după stilul nou, după calendarul nou, 27 august 1916, România a intrat în primul război mondial, dar faptul absolut deosebit în această intrare a României în primul război mondial este că a fost condusă în acel moment de Ferdinand I, numit Ferdinand cel Loial sau Ferdinand Întregitorul, pentru că până la urmă decizia lui a fost urmată de Marea Unire de la 1918, deci el a intrat în război împotriva celor, el era neamț și a intrat în război împotriva Austro-Ungariei. A angajat România în război împotriva Austro-Ungariei pentru că interesele României cereau să se angajeze în direcția respectivă în război și am discutat despre cetățenia noastră pe pământ și cetățenia noastră din ceruri. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!